Ciprin Antonescu a fost audiat în această dimineață de procurorii de Neaploiești în calitate de martor alături de soția sa, europarlamentarul Adina Vălean. Conform unor surse judiciare, senatorul a fost audiat în urma unor denunțuri făcute de Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu. Crin Antonescu a sosit în jurul orei 10. Nu v-am văzut de mult. Sunt invitat în calitate de martor. Nu cunosc exact în ce dosar. Presupun că e vorba de denunțurile mincinoase despre care atâta ați discutat la adresa mea. La aproximativ o oră, cei doi soți Antonescu au ieșit din sediul DNA. Am avut o întâlnire absolut normală, am parametrii legali. Am spus ce am știut. Deci cu asta basta. Acel denunț este vorba. În denunțul Alinei Petre. Da? Exact, exact. Și eu față de această situație, față de conținutul denunțului în sine, am făcut declarații publice, n-am de gând să le mai repet aici. Tot ce pot spune este că s-a petrecut un fapt normal. Și vă urez o zi bună tuturor. Din punctul de vedere, achiziționarea apartamentului. Dar eu am... Nu, nici eu, nici soția mea, nu am comis vreodată nici cea mai mică ilegalitate. Da. Asta este clar. Am discutat despre acest lucru, despre conținut. Puteți revedea declarațiile la detaliu. Nu mai are rost să le reluăm aici. Se pare că în acest dosar este vorba despre cumpărarea unui apartament situat în sectorul 1 din București, care ar fi fost achiziționat la un preț subevaluat. Se pare că o mare parte din banii necesari pentru cumpărarea imobilului au fost dați de un om de afaceri, susțin unele surse.